Bună ziua, doamnelor și domnilor! După cum v-am anunțat, iată, astăzi Radio TV Oltenița îl are din nou ca invitat într-o transmisiune direct, live, pe Facebook, pe domnul deputat PSD, Coarnă Dumitru. Bine m-am regăsit, domnule deputat! Bună ziua! Bine ne-am regăsit, mulțumesc pentru invitație și eu cred că simțeam nevoia să comunicăm cu... Tocmai pentru că în ultimele perioade... Sunt multe informații da, pe zona Olteniței și în ultima perioadă ați făcut foarte multe conferințe de presă în zona Călărașului, pe zona Olteniței mai puțin, dar eu nu v-am scăpat. Nu, să știți că eu de regulă de conferințe de presă. Conferințe de presă vreau să spun. Eu în general merg în echilibru, nu fac nicio diferență între Oltenița și Călăraș. Joi Călăraș, vineri Oltenița, pentru asta mine, știm, pentru știm, mine e sfânt lucrul ăsta, am știm. Promis și în fiecare zi... Și apreciază lumea, nu vă flatez, deci am văzut răspunsurile și aprecierile oamenilor pe internet. Eu vorbesc cu faptele în mână, cum se zice. Da, oamenii apreciază... Încerc să... Nu vă flatez, deci spun ceea ce oamenii spun pe internet. Încerc să fac ceea ce am promis în campania electorală exact, și să fiu alături de oameni. Eu v-am invitat astăzi, domnule deputat, pentru a discuta câteva lucruri care ard așa cu ghilimele de rigoare la ora actuală în politica românească. Să luăm pe puncte, așa, hai să zicem primul punct care... Haideți mai bine să vorbim despre Oltenița, în primul rând, spun până despre guvern. Mă gândeam să luăm cu guvernul și vreți cu guvernul, bine, atacăm cu guvernul. Haideți, cu guvernul. Dumneavoastră. Să luăm de la București la Oltenița. Așa, luăm de la centru spre Turbii. Haideți să vorbim puțin despre situația aceasta cu guvernul în care PSD-ul se pare că va intra... Nu, eu cred că 100% o să fie guvern format din PSD. Păi am înțeles că s-ar putea ca zile astăzi sau mâine să se dea răspuns. Asta spuneam că o șansă extrem de mică ca să nu se formeze acest guvern. Eu cred că până joi, săptămâna viitoare, o să avem un guvern votat în plenul Parlamentului. Un guvern un PSD, PNL, UDMR. E un lucru extrem de necesar. Au fost lucruri sensibile care acum cred că s-au pus la punct între cele două partide. Am înțeles și eu că s-au pus la punct cât de cât acel pachet social, ministerele și așa mai departe. Practic, Partidul Social Democrat nu a negociat funcția, a negociat un program de guvernare și am plecat de la acel pachet social pentru că ați observat 2021 și chiar 2020 au fost doi ani extrem de complicați din perspectiva puterii de cumpărare care a scăzut foarte mult, sigur, din majorări excesive ale prețurilor și înghețarea veniturilor și atunci e o decalaj mare la puterea de cumpărare în sensul negativ, oamenii au pierdut foarte mult, uitați-vă la inflație și atunci avem... Și se așteaptă să crească și mai mult prețul. Se așteaptă, avem acea lege votată în Parlament de plafonare la prețul energiei, care practic intră în vigoare din de 1 ianuarie 2020. Aici e spaima mare la români, la energie și la gaz. E pe termen limitat, produce efecte până la 31 martie 2022, după care o să vedem care vor fi abordările din perspectiva energiei, pentru că până la urmă am văzut perioade în care România era pe locul 1 în Europa, 200 și de euro megawatt-oră. N-am înțeles aceste mecanisme. Pentru că eu știu câteva lucruri extrem de simple. Suntem al doilea producător de gaze după Norvegia, deci 80% din producția de gaze se produce în România, da? Plus energia electrică, noi cam producem ceea ce consumăm. Avem nuclear electrică, hidroelectrică și producem undeva la aproape 7000 de MWh. Cam asta ar fi consumul în România astăzi. Deci s-ar putea am acoperi, fi acolo da. Undeva, sigur, cu mici în perioadele de vârf, probabil o să fie nevoie de un import. Avem capacitatea de a importa 1500-2000 de MWh. Da. Acum o să vedem ministrele cum vor fi împărțite. Pachetul social, am înțeles că în mare parte s-au pus de acord pe acel pachet social cu majorarea pensiilor cu 10%. Adică Partidul Social Democrat a ținut enorm de mult la o majorare a pensiilor peste rata inflației. Adică omul se simte ceva. Că dacă făceai o majorare cu 6-7%, eram sub inflație, practic nici nu recuperam. Inflația crește mai repede decât crește pensiile. Da, nici nu recuperam, nu era nici măcar un joc cu sumă zero. Și atunci, cam înțeles, PSD ar fi cerut 11-12%, am cerut la negocieri, se pare că s-a încheiat pe 10%. Sigur, și aplicarea în tot, într-un cadru întrepte, a legii 127 din 2019. Oamenii m-au întrebat, domnule deputat, anunțând eu că voi avea... Ați văzut că pensia minimă se duce de la 800 la 1000 de lei, se majorează cu M-au întrebat și punctual câteva lucruri care nu le-au înțeles, că unii au înțeles că de la 1 ianuarie se dă celor care au pensie sub 1600, e o compensare, da, 1200. E o compensare pentru... Care e problema aceasta? Că oamenii au înțeles că... Prețul energiei, e o compensare pe o perioadă determinată. Dar se spune în lege parcă, sau în înțelegere, numai o singură dată. O singură dată, da. Deci e vorba, ianuarie, februarie sunt acele perioade în care prețurile cresc extrem de mult și atunci am simțit nevoia
pentru a veni cu acest ajutor. E bine să rămânem aceste lucruri cu oamenii, dar unii, cei, numai unii cei înțeleg cu și unii... sub 1600. Sub 1600. Plafonul e la 1600, da. Am înțeles că se vor face unele măriri și peste... Păi majorarea de 10%, de 10% se aplică tuturor. Tuturor. Compensarea e sub 1600. Aici n-am înțeles oamenii. Ce majorare, compensare. Compensarea înseamnă că pe o perioadă determinată omul primește ceva ca să poată să traverseze mai bine iarna, acea perioadă. Iarna, cum se zice, pentru că avem aceste prețuri mari la energie. Aia nu se vine în decizia de pensionare, o altă sumă, un alt punctaj. Toată lumea să primească procentul de 10% pe legea 260. De pe contributivitate, atunci toți o să primească. Tocmai că unii ziceau, domnul Mitică, gata, mi-a mărit cu 1200. Stai, domnule, că nu e așa, stai să lămurim problema, că nu... Aia e compensare. Compensare, dar vor primi doar cei cu venituri sub 1600 lei, ca să poată să traverseze cu bine acea perioadă pe care noi am preconizat-o ca fiind un pic mai dificilă. Din județul Călăraș și așa ca o întrebarea mea pură de curiozitate de reporter, cum să spun eu, credeți că vreun om politic va ajunge într-o funcție în noul guvern? Păi nu știu să văd structura guvernului. Probabil pe la secretar de stat, probabil... Sunt oameni capabili și de că la da, dar la toate partidele, eu nu fac... Cred că da, la nivel de secretar de stat, cred că da. Și de la PNL și de la PSD sunt oameni capabili. De acord cu dumneavoastră. Dar cred că undeva la nivel de secretar de stat, din câte știu. Nu la nivel de miniștri, nu. Păi nu știu ministerele cum sunt împărțite, păi, dar din ce am înțeles că în funcție de prim-ministru e vorba de Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor. Sunt niște discuții acolo în oglindă făcute, dar mai e puțin. Dacă se dă PNR-ului să ia ministerul. Eu vă spun cu certitudine, vor fi și oameni din Călăraș care vor ocupa funcție ministere. Poate chiar ministru, dar cu siguranță cred că la nivel de secretar de stat vom avea. Dar ce e un lucru bun, pentru că se apreciază și munca celor din județul Călăraș, adică a deputaților. Avem oameni competenți. Păi nu, că deputatul nu este compatibil cu funcția de secretar de stat, ca să ne înțelegem. Mm-hmm. Nu poate să ocupe prin lege funcția de secretar. Sau oamenilor politici, mai mi-e schimbat eu greșit. Da. Dar parlamentarul poate să fie ocupe funcția de ministru, dar nu de secretar de stat. Și rămâne în picioare înțelegerea aceea cu paritatea cu 1 și 1 la prim-ministri? Da. Da. Bine, la unii, vă spun eu sincer, le-au trezit zâmbet de treaba asta. Da. Adică, cum să vă zic, în sfârșit, dacă așa s-a ajuns la înțelegerea asta, e bine că s-a ajuns și așa, pentru că românul dorește să aibă un guvern, să aibă o stabilitate. Mă deranjează un alt lucru, în opinia mea. Eu nu aș fi renunțat, sper să nu se renunțe la primul mandat de premier să aparțină Partidul Social Democrat. În funcție de numărul de deputați. Numărul de... Categoric. De deputați, de parlamentari. De parlamentari. Noi avem 157 de parlamentari. Suntem normal așa ar fi după mine. Partidul cu cea mai mare pondere în Parlament din această perspectivă și atunci regula constituțională, morală și spiritul legii îmi spune mie că primul premier pe care ar trebui să-l desemneze președintele Klaus Iohannis ar trebui să fie domnul Marcel Ciolacu, cel pe care... Și situația asta, Ministerul Finanțelor va ajunge la PNL sau invers? Acolo sunt niște discuții în oglindă. Sunt două ministere de aviz, justiție, finanțe. Cine ia justiția, nu ia finanțele și invers, că nu poți să iei un partid să ia ambele ministere care avizează. Armata cu poliția, cine ia poliția, nu ia armata și așa mai departe. Vorba dumneavoastră, sunt ministere în oglindă care ar trebui împărțite așa, unul cu unul. Da. Unul cu unul, adică, e normal, așa văd eu. Și mai mult de atât, eu mai văd un lucru tot raportat la ceea ce înseamnă electorat și la ceea ce înseamnă pondere în Parlament, numărul mai mare de ministere se revine PSD pentru că la fel avem... Are numărul mai mare de avem 50 de parlamentari în plus față de PNL. Adică nu poți să vii să pierzi alegerile, să spui că tot tu vrei mai mult și vrei și premier și... De ce mai poate fi, domnule deputat, normal în politica românească, când vedem ce se întâmplă? Asta mă doare și pe normalitatea mine, dezamăgirea mea. Noi ca presă o vedem foarte deplasată în normalitate. Să știți că eu am o mare dezamăgire privind această, până la urmă, acest guvern de coaliție, dar nu există altă soluție. În momentul de față nu există altă soluție. Sigur, era o alegere anticipată, Au fost declarații milicoase din partea ambelor partide înainte de să ajunge aici. Trebuie să avem capacitatea să trecem peste aceste bariere personale. Eu, v-am spus, sunt un pic dezamăgit așa. În favoarea poporului, la urmă. Am o stare de dezamăgire, dar asta e. O să trec peste și o să încercăm să guvernăm și să impunem acele măsuri pe care Partidul Social Democrat... Să dea Domnul să ajungeți la un numitor comun care să fie în interesul poporului. Să dea Domnul. Nu cred că, sau cel puțin în opinia mea, numitorul nu poate fi decât popor, adică nu poți să vii cu... Aici, dar asta am căutat să exprim și eu, pentru că sunt lucruri... Și aș vrea acum
Dacă am terminat cu guvernul, cum vreau să m-aș dus sus, ca să zic păi așa. Am zis să luăm de la București la Oltenița, ca așa am venit și eu dimineața. Haideți să nu spre Dunăre încoace, venim la Oltenița la noi. Aveți o veste pe care am anunțat-o și eu, dar vă las și vreau să o spuneți da, pentru că pentru oltenițeni. Au fost discuții multiple pe acea platformă de depozitare gunoi ilegală, bomba ecologică de la Ulmeni. Oltenița Ulmeni, practic e de la Oltenița, unitatea administrativă teritorială pe teritoriul care este da, pe zona administrativă a municipiului Oltenița și atunci am dezvoltat un proiect de hotărâre de Consiliul Local, care ulterior a și fost votat în Consiliul Local. Ce a apărut Oltenița, oficial acum. Și avem oficial da, această hotărâre, 131 din 28 noiembrie, din 28 octombrie, scuze, 2021, prin care se interzice depozitarea gunoiului în acea zonă. Și tranzitarea. Obligatoriu, prin hotărâre de Consiliul Local. Eu am înaintat-o șefului Poliției Județene, am înaintat-o și Poliției din municipiul Oltenița. Am luat legătură la nivel de primărie cu domnul viceprimar Pițoi și acolo, în opinia mea, primarul este obligat să ducă la îndeplinire această hotărâre a Consiliului Local, în sensul că avem forțe locale, poliția locală, care trebuie să blocheze acele intrări și în momentul în care avem constatări să se întocmească dosare penale, pentru că nu putem să stăm în acea... Deci e foarte bine că lumea a aflat de... Avem aici, s-a aprobat deci această... Cine vede mașină... Exact, asta, un apel facem către apelul 112 să sune, avem hotărârea Consiliului Local 131 din 28 octombrie 2021, produce efecte juridice și interzice depozitarea de gunoi din alte UAT-uri, unității administrative teritoriale, cu excepția municipiului Oltenița. Adică nu mai vin de la Ilfov, de la București, de la Dâmbovița, de la Prahova, de unde veneau, că devenisem noi gunoierul lor, că eram noi mai iar acum, slab decât cei din... Apărând această lege locală, cred că această... E hotărâre. Hotărâre locală bate acea lege. Haideți să fac un pic. Știți că apărea că dacă apare în presă cu pozarea unui număr la o mașină sau aia îi violezi intimitatea și îi devii penal. De dacă ce, nu. De ce? Sunt date cu interes public, date de interes public. Eu spun că lucrurile sunt dacă simple. Publici numărul mașinii și cu asta am înțeles că... Dar trebuie să-l publicăm. Sunați-mă pe mine că eu știu ce am de făcut. Am avut câteva săptămâni, am fost... Eu spun pentru oameni, am ca să nu fost pe poză de special al Poliției Județene, am stat pe telefoane și am dirijat... Oamenii m-au întrebat și de-aia vă spun. Deci nu e nicio problemă dacă apare numărul mașinii. Dar mă sunați pe mine și eu știu ce am de făcut. Eu o să vin... întotdeauna cu soluția legală. Niciodată nu o să vin cu o soluție care e pe lângă lege, pentru că de asta suntem unde suntem, întotdeauna s-au aplicat soluții care sunt altele decât cele prevăzute de lege și atunci sigur că problemele au luat-o într-o altă direcție și avem acest disconfort, cel puțin la nivel de depozitarea gunoiului în acea zonă ilegală. Să știți că am văzut dusese 12 sau 14 mașini undeva la Chiselet, un anumit... îi spune ei compost, adică ar fi un îngrășământ natural. Doamne ajută, am zis eu. Da, dar îngrășământul ăla nu cuprinde este tot plin ce... de plin de metale păi, grele. L-au luat de acolo, ulterior am informații că l-au luat de acolo, l-au trimis și l-au strâns, l-au luat, nu știu unde l-au dus, o să verificăm. Și pe la Mitreni au dus și au depozitat, am înțeles că acolo un cetățean chiar a împrăștiat în câmp. E un pericol major pentru că vorbim de metale grele care vor fi preluate de plantele pe care o să le asemene în acea zonă. Se fac verificări, nu putem să admitem ca noi la MANU să consumăm produse agricole pline de metale grele, plumb, mercur și așa mai departe, doar pentru simplu motiv că trebuie să facem noi, să îndeplinim ofturile cuiva care învârte sute de milioane pe sănătatea noastră. Iar la nivel de județ Călăraș, domnule deputat, mai ne puteți aduce ceva noutăți? Se mai întâmplă ceva? În afară de ceea ce dumneavoastră ați se întâmplă multe lucruri. Ați văzut că intrarea din municipiul Călăraș aproape gata 100%. Da. Intrăm și noi ca oamenii din secolul 21 pe tocmai două de, benzi, două să benzi de acces. Mai... Da, de 30 de ani tot întrebam eu așa, am lucrat și pe la grădiște și tot timpul punea probleme. Dom'le, dar nu există nimeni în județul ăsta să aibă, știu eu, capacitatea să gestioneze intrarea asta. Să, nu știu, îți vine cineva în vizită, te simți și tu altfel. A dat Dumnezeu și s-a rezolvat. Dar deci 99% este rezolvată acea intrare, dacă ați fost la Călăraș. Da, acum. Acum se lucrează la trotuare, s-a rezolvat. Oltenițenii sunt interesați să afle amănunte și despre ceea ce s-a notat în conferință de presă, tot la Călăraș, că se va... Drumul expres. Exact, drumul acela da, expres de-a lungul Dunării. Da, acolo e... Am înțeles că a fost contestat. A fost contestat de cei de la PNL spunând că e poftim. Vorba... Și da, de-abia vreți să vă înțelegeți cu ei.
Nu, dar ne înțelegem cu toată lumea, dar trebuie să fim corecți cu noi. Spunând că e vorba de Natura 2000 și că Exact, sunt asta vreau site-uri. să. Păi, dar la Ulmen, cei de la PNL n-au văzut, la Oltenița, ce e acolo? Acolo nu e natura. 300.000 de tone pe care l-au patronat ei. Pe care l-au patronat. Este un război politic, Păi, dar nu și e pentru vorba. oamenii. Deci, acolo, lucrurile sunt așezate într-o logică firească cu specialiști care vor veni și vor muta drumul exact prin zona pe care nu. Nu Nu afectează, zici. afectează din perspectivă istorică, din Da. perspectivă, Se va știu eu, ajunge la Oltenița, la Călărași, din drumul să fie știți că 40.000 acolo e un locuitori. subiect care abia deschis, am înțeles că Dar e extraordinar. se discută cu județele Telorman, Giurgiu, Oltenița, ca să poată să venim și cu inițiativă legislativă, cu finanțare europeană și să realizăm acel drum. Dar el a început, eu sper să fie Să se realizat. prelungească, eu aș vrea să prelungească de-a lungul Dunării să Păi fie de la Telorman, să la Telorman încercăm de acolo, încoace spre noi. E, vedem, Telorman, mai ne Giurgiu, gândim și noi. Călăraș. Da, asta e o inițiativă care durează, nu e așa pe termen scurt să se rezolve mâine. Vă dați seama că nici nu e așezată din perspectivă a reglementării. Acum se Am fac zis, abia studii. la anul. Sigur că Abia da. la anul. Păi anul ăsta mai avem o lună, ce să. Da, Suntem în oricum. noiembrie, nu? Ne apropiem de Da. Deci Dumnezeu ne aici dat. vreau să mai. Această hotărâre, toți cetățenii din municipiul Oltenița, care să constate că cineva transportă gunoi și știe toată lumea din zona de acolo, sunt acele mașini care vin pline de gunoi din București, să sune la 112 sau numărul meu este public, au numărul meu de mobil, să mă sune pe mine și eu știu ce am de făcut. Îl găsesc pe Hotărârea pagina Consiliului Local, PSD sigur că Oltenița. da, 131 din 28 octombrie 2021, interzice transportul și depozitarea gunoiului în acea zonă, cu excepția, sigur, a celor din municipiul Oltenița, dar aici e platformă separată, nu se duce gunoi acolo. Da? Deci cine vede, ia cunoștință într-un anumit fel de această poveste, să mă sune pe mine sau să apeleze 112 și să transmită că se transportă gunoi în acea zonă. Domnule deputat, vă mulțumesc Cu multă pentru acest plăcere. Și scurt asta să mai interviu. fac o Vă precizare. Știți rog. că am avut o discuție noi cu privire la o pestă porcină A, africană. exact. Ei, acolo am făcut o interpelare, am făcut și o declarație politică. În urma demersurilor pe care le-am făcut, ați văzut că a fost schimbat șeful ANSVSA, a fost schimbat Exact. din acea Da. funcție, dar și cei de la Ulmeni au remediat problema pe care o aveau cu privire la acel virus al pestei porcine africane, adică au dezvoltat acele acțiuni, acele activități pe care legea îi obliga. Deci suntem într-o zonă de se poate. Când asta vreau să spun, s-a rezolvat, când se vrea se poate, sigur că mai sunt discuții la nivel de județ în această organizație a medicilor veterinari, pentru că sunt niște abuzuri pe care actuala conducere le creează. Eu sper să-și revină și să intre în legalitate, pentru că am informații, sunt niște concursuri pe care le dau pe repede înainte acum, doar pentru a fi ocupate funcțiile de anumiți oameni, nu de cei care ar trebui prin, așa cum zice legea, la fel și concursurile pentru directori din județul Călăraș sunt gestionate din perspectivă politică, la fel au demarat pe repede înainte cu comisii din care fac parte oameni politici, adică îți vine un om politic la interviu să-ți analizeze un director de liceu. Să fim oameni serioși. Acolo trebuie altceva, un proiect de management, o altă abordare. Că e clar, din ceea ce știu eu, că se forțează acest lucru tocmai pentru a fi implementați până la formarea noului guvern a celor din zona PNL. Dacă nu mai aveți nimic de adăugat, domnule deputat, vă mulțumesc pentru Eu interviu. mulțumesc pentru interes și întotdeauna voi fi aproape de dumneavoastră. Cine are o problemă știe unde sunt de găsit. În fiecare zi de vineri sunt prezent în municipiul Oltenița și sunt la dispoziția cetățenilor care m-au și ales și la dispoziția celor care nu m-au ales. N-am o problemă. Sunt pentru toți. La fel.